După un an jumătate de la inaugurare, toaleta din Parcul Valea Trandafirilor din Chișinău este în sfârșit accesibilă publicului. Anunțul a fost făcut pe Facebook de primarul general al capitalei Ion Ceban. Asta după ce, săptămâna trecută, edilul i-a avertizat pe responsabilii că vor fi demiși dacă toaleta nu va fi funcțională. wc din parc a fost renovat în vara anului 2019, iar costurile se ridică la 750.000 de lei. În total, în capitală sunt 17 toalete publice, dintre care doar 13 funcționează. Însă, majoritatea sunt într-o stare deplorabilă. De exemplu, în grădina publică Ștefan cel Mare este o singură toaletă, dar și aceea este închisă. La Valea Morilor, din 3 funcționează doar două. Cea de-a treia toaletă amenajată în urma reconstrucției parcului rămâne la fel închisă.